acum la Europa FM. Bună ziua, bine v-am regăsit pe frecvențele Europa FM. Sunt Alicia Cobescu și alături de Cătălin Striblea vă țin la curent cu situația din țara vecină Ucraina, care a fost atacată de Rusia în această dimineață. Cătălin Striblea, împreună cu echipa din Deșteptarea, a urmărit în această dimineață evoluția, ținându-vă la curent și oferindu-vă informații de context ca să înțelegem mai bine de ce este foarte important ce se întâmplă. Cătălin, care sunt ultimele informații? În acest moment putem contabiliza câteva zeci de atacuri sau câteva zeci de locuri în care Rusia a lovit cu rachete diverse ținte militare, dar sigur că a ratat și a atins și ținte civile. Printre cele mai apropiate locuri de România sunt Ivano-Frankivsk, unde există un aeroport unde au fost și filmate rachete aeriene care au lovit diverse obiective de acolo, dar atacuri sunt raportate și la Lviv, foarte multe la Kiev, nu mai zic de zona sudică. Există filmări numeroase făcute chiar și de militari ruși care arată intrarea tancurilor ruse dinspre Belarus spre Ucraina. De asemenea, sunt filmări cu tancuri ruse în zona Donețcului și filmări care arată trupe rusești care trec dinspre Crimeea, spre Ucraina și au fost auzite tunuri și sunt pregătite desanturi în zona Odessa. Asta arată desfășurarea de forțe militare. Și au murit oameni. Au fost uciși oameni în această dimineață. La un moment dat era raportat o cifră de 7 persoane, dar contabilizarea în acest moment este cumplit de greoaie. Asta se întâmplă în această dimineață, începând de la orele 5. Nu este clar cât de mult și până unde au aceste trupe ordin să avanseze. A fost introdusă, declarată starea, legea marțială în Ucraina. Președintele Volodymyr Zelensky s-a adresat cetățenilor Ucrainei, inclusiv în limba rusă, spunându-le tuturor că Ucraina este o țară care vrea pace, că poporul ucrainean este un popor prietenos, cerându-le oamenilor să fie calmi, dar, Cătălin, asta ar urma legea marțială să vină la pachet și cu mobilizarea? Evident, cred că ăsta e și motivul pentru care primim informații din zona granițelor României cu Ucraina, dar și de la granițele Ucrainei cu Moldova, că ieșirile din Ucraina sunt practic blocate. Înțeleg că Sandrinio este în legătură cu... Da, cu corespondentul noi. Europa FM în Suceava, în nordul țării și mai nou în Ucraina, trimis special, Alexandru Neagu, este acum la granița dintre România și Ucraina. Bună ziua, Alex! Bună ziua, Alice! Bună ziua, Cătălin! Ce vezi acolo? Ce se întâmplă? Într-adevăr, sunt în punctul de trecere a frontierei Siret, probabil cel mai important punct de legătură dintre România și Ucraina, iar aici vin mașini una după cealaltă din Ucraina, oameni speriați, am văzut oameni care plângeau efectiv, am văzut o mamă cu un căricior în care avea un copil mic, un bebeluș, cu toții fug din calea războiului, toți sunt panicați și se tem pentru viața lor și a celor apropiați. Alex, unde se duc oamenii ăștia cu care tu ai vorbit? Pe unii dintre ei am și auzit urmarea interviurilor făcute de tine în buletinul de știri de la ora 10 și vom continua să difuzăm dialogurile tale, interviurile tale cu oameni de acolo. Unde se duc? Oamenii pleacă oriunde văd, numai să nu fie în calea războiului. Mulți dintre ei au rude în România, au pașapoarte românești. Unii au spus că vor pleca în Cehia, în Italia, acolo unde au prieteni și rude care îi pot adăposti. De altfel, din discuțiile pe care le-am avut cu colegi, cu prieteni, cu amici cunoscuți din Cernăuți, toți mi-au spus că au fost contactați în această dimineață de persoane cunoscute, de prieteni în România, care s-au oferit să îi cazeze și să-i ajute
până va trece această nenorocire care s-a bătut asupra lor. Tu ai tot fost în aceste zile în Ucraina, la Cernăuți și în împrejurimi. Ai vorbit cu oameni acolo, ai văzut ce se întâmplă, inclusiv în acea zi a solidarității, miercurea trecută, declarată de președintele Zelenski, zi a solidarității naționale. Care era starea de spirit și cât de mult credeau oamenii că se va întâmpla ce, iată, vedem că se întâmplă? Da, într-adevăr, am fost la Cernăuți și miercuri, în ziua Solidarității Naționale, am fost și duminică seară și am stat până luni. Atmosfera în acele zile părea destul de calmă. Oamenii încă sperau că războiul va putea fi evitat și că nu vor avea de trăit, de trecut prin asemenea orori. Din păcate, optimismul lor s-a spulberat în această dimineață, iar varianta de rezervă pe care o aveau oamenii atunci, pe care mi-au spus-o, aceea de a veni în România și de a-și pune la adăpost familia, a început să fie pusă în aplicare. Între timp, oamenii care vin din Ucraina mi-au spus că s-au format cozi și pe la benzinării și la magazine. Oamenii își fac provizii, cei mai mulți părăsesc orașele importante, acolo Cernăuți în special, pentru că despre asta vorbim, dar și alte orașe importante, pentru că aici în frontieră am întâlnit și oameni care veneau de la Kiev și care se puneau la adăpost pe ei și familiile lor. Și ca să înțelegem, în acest moment, Alexandru, se poate trece, da, granița dintre Ucraina înspre România? Da, momentan este deschisă granița, se circulă, nu se știe pentru cât timp. Adineori am vorbit și cu un cetățean român venit aici la frontieră, care mi-a adresat aceeași întrebare, dacă e deschisă granița, pentru că are rude acolo și a vorbit cu ele. Oamenii sunt speriați și vor să vină în România. Acum și spunem, nu știa exact care e situația și vrea probabil să-i anunțe exact ce au de făcut de pe mai departe. Care este capacitatea de găzduire a acestor oameni? De a-i găzdui la nivel de autorități în România? În Suceava, de exemplu, Alexandru, tu care știi că e situația, capacitatea de a găzdui refugiați? Sunt oameni, sunt refugiați, de fapt. Da, autoritățile au spus chiar zilele trecute, marți, dacă nu mă înșel, prefectul de Suceava a spus că autoritățile sunt pregătite pentru a face față unui flux de refugiați. Nu s-a discutat despre o cifră anume. Era important, că de fapt asta înseamnă să fii pregătit, în primul rând să știi la ce te aștepți. Nu s-a avansat absolut nicio cifră, așa încât din declarații suntem pregătiți. Vom vedea în realitate dacă vom și putea face față acestui flux de refugiați care deja a început să vină în România. Alexandru, mulțumesc tare mult! Alexandru Neagu, o să rămână acolo și o să avem corespondențe din zona aceea și o să auzim vocile oamenilor care vin din Ucraina. Asta mi se pare foarte important. De alminteri, imaginile din Kiev, cele pe care le vedem la televizor, sunt dezolante în sensul că lumea părăsește orașul, sunt benzi întregi blocate. E o imagine de al doilea război mondial. Uite, Alexandru a vorbit acum câteva minute cu un preot român căsătorit cu o ucraineancă din Cernăuți, Laurian Rus, e numele preotului, pe care l-a întâlnit la frontieră. Am primit un telefon la ora 6 fără ceva dimineața, în care cineva din Kiev, un prieten, ne-a anunțat că la Kiev se trage. Am pus bagaje în mașină, am încercat să convingem rude pe care le avem acolo. Eu sunt din Cluj, dar soția mea este o româncă din Cernăuți. Multă lume a vrut să treacă granița, au fost care au vrut să rămână. Noi am pus în mașină tot ce am crezut că putem să punem, acte pe proprietățile de acolo, haine. Care e starea de spirit în Cernăuți? Lumea e panicată și multă lume deja se înghesuie la vamă și pe jos, cu bagaje, cu copii. În spatele meu erau multe, multe mașini și oameni pe jos, câteva sute, cu geamantane, cu copii în brațe. Cam ce spun oamenii? Sunt speriați. E tot ce pot să vă spun. Sunt speriați și speră să nu ajungă războiul până la Cernăuți și mai mult decât atât să se încheie. Dar am înțeles că totuși s-a bombardat lângă Cernăuți. Am auzit că s-a bombardat un aerodrom la Ivano-Frankovsk. La vreo 80 de kilometri, da, de Cernăuți. Da, undeva în partea asta. Spre... S-au auzit bubuiturile la Cernăuți? Nu. Dar lumea e panicată. Lumea e panicată, sigur că da.
Evident. Armand Goșu, analistul pe spațiul sovietic, profesorul Armand Goșu este alături de noi. Bună dimineața! Dimineața! Haideți să... În fine, nu e bună, da. Da, exact. Să înțelegem, Armand Goșu, am văzut așa că există lovituri aeriene zeci împotriva unor ținte militare și un început de invazie terestră. O considerăm, cum să zic, o invazie menită să ocupe Kievul și alte orașe importante ale Ucrainei? În momentul ăsta e greu de spus, dar informațiile pe care le avem, asta par să indice. De câte ore? De 6 ore au început bombardamentele, sunt infrastructura militară, centrele de comandă sunt bombardate, sunt bombardate aeroporturile la Ivano-Frankivsk, aproape de Cernăuții, acolo e un aeroport civil, aeroporturi civile, aeroporturi militare, sunt bombardate și ținte în zona de vest a Ucrainei, care părea la un moment dat o zonă sigură, unde, dacă vă amintiți, s-au refugiat ambasadele străine de la Kiev. E clar că nu e nici zona aceea sigură și intrăm într-un concert al propagandei, al manipulării, care a escaladat în ultimele ore. Mai și o parte și alta susține că e desant în Odessa, că nu e desant în Odessa. Aport tot felul de conturi noi care anunță imagini filmate. Cert este că informațiile care se confirmă din mai multe surse de pe teren e că e un bombardament masiv pe infrastructură militară, iar Rusia, planul ei de luptă este să scoată pur și simplu să obțină supremația aeriană. Deci au distrus aeroporturile, au distrus unitățile de aviație, vedem dacă le-au distrus pe toate sau peste câteva ore o să mai apară ceva din hangare, și au bombardat mai ales aeroportul internațional din Kiev. Borisov înțeleg că a fost supus bombardamentelor foarte serioase, mai multe rachete, au distrus pistele de acolo. Deci vor supremația aeriană. Având supremația aeriană, sau din momentul în care au supremația aeriană, vor începe să avanseze și trupele terestre. E normal dinspre nord să înceapă, pentru că ei vor lovi direct Kievul, centru de comandă, centru politic al Ucrainei, iar planul ăsta a fost s-a limpezit, a devenit mai clar pentru noi după discursul de azi noapte al președintelui Putin, care a vorbit de denazificare. Țineți minte. Cum îl interpretați? Explicați-ne, Armand Goșu, ce înseamnă practic pe teren ce a zis președintele Putin de denazificare. Deci, ce spune el? Denazificare anunță o represiune incredibilă. O represiune și o mancurtizare a populației, asta în cazul în care câștigă și o obține supremație și pe teren. Dar ceea ce nu-i deloc sigur în momentul ăsta, pentru că mai degrabă reacțiile din Rusia, și dacă e să discutăm și ce s-a întâmplat luni cu acea ședință extinsă de Consiliul de Securitate al Federației Ruse, sugerează mai degrabă că nu e ferm unită și încrezătoare în victorie elita rusă, ci mai degrabă are îndoieli. Ori, denazificare, el asta spune, că intru acolo ca să termin cu regimul actual din Ucraina și Ucraina va trece printr-o operațiune de defascizare, de denazificare, pentru că chipurile Ucraina independentă, Ucraina pro-occidentală, este o Ucraina nazistă. Și atunci se pune întrebarea, ok, și că el a spus că se retrage, că nu va ocupa Ucraina. Care e Ucraina care va trebui să rezulte, care Rusia se simte confortabil? O Ucraina nenazistă este o Ucraina care e întoarsă cu fața spre Kremlin și cu spatele spre Occident. Deci putem bănui de aici că după operațiunea de ocupare a principalelor instituții, Putin va instala o putere favorabilă Rusiei la Kiev. Asta însă înseamnă, destul de probabil, război civil.
Ceea ce sigur, pe lângă războiul de partizani pe care Rusia îl va avea pentru că intră cu trupe la sol și au fost și analiști ruși, dar și analiști ucrainieni au spus toți că riscul cel mai mare pentru armata rusă e războiul de partizani, am putea avea, cum să spun, un, nu atât colaps al unui stat, dar să avem un coșmar în aproape în centrul Europei, ceva de neimaginat, adică ar fi cea mai proastă variantă cu putință pe care a ales-o, adică, Vladimir Putin. O Ucraina împărțită în două, stăpânită mare parte de ruși, nu? Nu împărțită în două. El vrea toată Ucraina. Asta cu Ucraina împărțită în două, nu știu de unde. Nu, tot întreb ce ar putea să însemne, da, chestiunea asta. El vrea toată Ucraina. El vrea toată Ucraina. Și cine nu acceptă să plece. Cine nu acceptă va fi trecut în proces de denazificare și îl trimitem în Siberia Mare, poate să-l trimite. Acum mă uitam că se desfășoară în paralel și procesul lui Navalny, unde ai un întreg complet de judecată din Moscova, de la tribunalul din Lefortovo, care s-a mutat 200 de kilometri la el, fac procesul în închisoare, în lagăr. Deci Rusia Mare are lagăre munte și pot fi oricând umplute cu ucrainieni. Vedeți capabilă Ucraina să se opună unui astfel de plan? Eu cred că există o dorință de a rezista invaziei rusești. Eu cred că această rezistență rezistența armată, militară, se va produce. Eu cred că Ucraina ar putea cel puțin în unele segmente să fie o nucă mult mai tare decât și-a închipuit Rusia. Toată problema, în momentul ăsta, repet, informațiile pe care le primesc sunt disparate, sunt greu de controlat, dar mai degrabă cred că Ucraina în momentul ăsta ar trebui să concentreze sau se va concentra, că ar trebui că nu dau sfaturi, se va concentra pe rezistență, să reziste un număr mai mare de zile, un 3, 5, 7 zile. Putin mizează pe blitzkrieg. Convingerea mea este că și occidentalii, mai ales ucrainienii, cu occidentalii nu sunt implicați, au plan pentru acest blitzkrieg. Ei știau că nu pot rezista cu MiG-21 și MiG-29 la 37 sau... pentru că e altă clasă de avion de luptă. Arman Goșu, și atunci... Să spunem așa că veniți, nu sunteți în țară, veniți diseară prin telefon la emisiunea Ioanei Nedogioiu și probabil că vor fi informații updatate, vedem cum merge planul acesta. Între timp, noi promitem să vă ținem la curent cu ce se întâmplă și vă reamintesc că este o ședință a Consiliului Suprem de Apărare a Țării convocată de președintele Klaus Iohannis. Ședința începe în mai puțin de un sfert de oră, la ora 11. Între timp, președintele a vorbit cu președinții Senatului și Camerei Deputaților, iar la guvern premierul a convocat așa numita Task Force pentru gestionarea situației generate de agresiunea militară rusă din Ucraina. Este practic o ședință de guvern în format restrâns cu miniștrii care gestionează domeniile ce pot fi afectate. Știrile Europa FM la 11, ne întoarcem la 11:30.